Valentin Poienariu a participat la Next Star când avea 22 de ani. Tânărul a surprins pe toată lumea cu vocea sa. Cu ce se ocupă astăzi și cum e să fie tătic? În anul 2013, Valentin Poienariu venea la Next Star și avea să ridice tot publicul în picioare și să-i lase pe jurați cu gura cascată atunci când a început să cânte celebra piesa al rei Fabian, Jetaime. Cum ani au trecut, Valentin Poienariu a crescut, iar nu doar că a devenit un bărbat în toată firea, ci are mai nou și propria lui familie. Valentin Poienariu de la Next Star, despre cum e să fie tată la doar 22 de ani. În luna februarie a acestui an, în viața lui Valentin Poenariu a apărut o minune, mai exact a venit pe lume fetița sa și a Adelinei, iubita lui, cea care îi face pe cei doi foarte fericiți. Deși a devenit tată la o vârstă destul de fragedă, 21 de ani, Valentin Poenariu susține că abia acum simte cu adevărat că își trăiește viața. El ne-a spus, în exclusivitate, că oamenii nu l-au încurajat și i-au spus că îi va fi foarte greu, însă lucrurile nu au stat așa și se consideră mândru de comoara ce a venit pe lume. E super, nu mă așteptam să-mi plac atât de mult. Nu m-a încurajat nimeni, toți îmi spuneau că nu știi în ce te-ai băgat, că o să vezi. Pot să zic că nu e așa, sincer pot să spun că acum am început să-mi trăiesc viața cu adevărat și mă simt super realizat și împlinit. Aveam 21 de ani când am devenit tată, nu ne-a fost teamă, ne făceam tot felul de gânduri, idei, dar niciodată nu ne-a fost teamă, iar sarcina nu s-a întâmplat, așa cum cred mulți, cine am dorit, ne-a spus Valentin Poenariu, în exclusivitate pentru Spinus Ro. Valentin e un tătic foarte implicat în viața de familie, iar el ne-a spus că cea mică e topită după el, mai ales că aceasta stă mai mult cu mămica, asta în timp ce Valentin e plecat la serviciu sau la evenimente. Fetița e foarte încântată de mine, când sunt eu acasă e topită după mine. Probabil și din cauza că eu un weekend sunt plecat la evenimente, în cursul săptămânii sunt la școală și ne vedem mai puțin, cu Adelina stă tot timpul, a mai spus tânărul. Se căsătoresc religios anul viitor. Valentin Poenariu și Adelina s-au căsătorit civil înainte ca tânăra să nască, însă iată că la altar vor fi conduși chiar de fetița lor. Cei doi au programat cu cununia religioasă pentru anul viitor, iar Valentin ne-a spus că nu au început încă pregătirile, dar își fac planuri. Nunta va fi una mare, căci amândoi au foarte mulți prieteni și rude ce vor dori să le fie alături la un așa eveniment important. Deocamdată ne gândim la haine, la locație, la trupă, cam atât momentan. O să fie un eveniment mare pentru că ai mei au fost la foarte multe evenimente, iar lăsând deoparte chestia asta, avem foarte mulți prieteni, cunoștințe, va fi ceva destul de mare. Nunta va fi în Pitesti, noi suntem din Mioveni, a mai zis Valentin Poenariu. În prezent, el și soția sa își construiesc și o locuință, casa mult visată în care să se bucure din plin de familia frumoasă pe care au realizat-o împreună și de care sunt foarte mândri. Acum avem casa în construcție, ne-am apucat acum trei luni, e gata cu tabla pusă. Nu locuim cu părinții, până acum am locuit la casa tatălui meu unde s-a născut și a copilărit el, a mai zis el. Valentin Poenariu a devenit profesor de muzică. Dacă ne-am convins că pe plan personal îi merge foarte bine și Valentin Poenariu e foarte fericit, nici pe plan profesional nu o duce rău. Tânărul a devenit profesor de muzică iar acesta își dorește să dea mai departe ceea ce el a învățat și elevilor săi. Cu toate astea însă, el ne-a spus că e destul de dezamăgit de faptul că cei mici nu sunt atât de atenți și nu se pot concentra pe ceea ce au de făcut pentru a avea rezultate mulțumitoare. Acum sunt profesor de muzică la trei școli, la clasele V8. Mă străduiesc să învăț copiii care vor neapărat să învețe ceea ce am învățat și eu de la profesori și de la alți oameni mult mai pregătiți. Sper să-mi și iasă. Sunt puțin dezamăgit pentru că educația e cam la pământ la noi. Adică, efectiv, mă dăruiesc în totul. vreau să lucrez, mi-aș dori să-i pot învăța pe copii aceia să cânte, unii dintre ei chiar își doresc, dar efectiv nu au capacitatea de a învăța, de a reține, nu pot fi atenți, orice altă chestie le atrage atenția și gata, a mai zis el. Deci, susține că e greu să fi cadru didactic în zilele noastre, Valentin mărturisește că faptul că a apărut la Next Star l-a ajutat la Catedră că elevii l-au recunoscut și unii dintre ei au fost foarte încântați să știe că domnul a fost la televizor, iar acum îi îndrumă spre a face performanță în muzică. E destul de greu, chiar urmăream zilele trecute un reportaj cu profesorii care spuneau că sunt luați la mișto, înjurați, jigniți. Mie deocamdată nu mi s-a întâmplat asta, dar mai sunt unii elevi care te cam iau la mișto, peste picior. Eu am avut și puțin de câștigat, că mulți mă știau de la televizor și au apărut super încântați de asta, dar în același timp au fost și curioși de ce pot învăța și atrași. Oarecum am avut un plus că am apărut la TV, a mai zis el. Atunci când nu e la școală, Valentin Poienariu merge la cântări, căci el face parte și dintr-o trupă muzicală cu care participă la evenimente. El mărturisește că se înțelege de minune cu membrii formației și ca un plan noi proiecte pentru următoarea perioadă. În weekend am evenimente, colaborez cu o trupă din Pitesti, majoritatea din trupă au fost profesorii mei în liceu, băiatul de la orgă fiind profesorul meu și acum și nașul meu. Ne înțelegem super bine, lucrăm la proiecte noi, ne merge super bine împreună, a mai zis Valentin Poienariu.